a început repartiția pe posturi și centre universitare a absolvenților Universităților de Medicină și Farmacie, care au promovat examenul de rezidențiat. După susținerea concursului de rezidențiat din 17 noiembrie, bazele de date cu rezultatele tuturor candidaților din cele 6 centre universitare au fost centralizate și în funcție de acest clasament, desigur realizat pentru cele 3 domenii, medicină, medicină dentară și farmacie, se realizează un clasament. Ritmul este de aproximativ 250 de candidați pe oră. Este un sistem centralizat care funcționează, zic eu, foarte bine. Este a noua oară când particip la acest sistem. Dacă unii tineri se declară mulțumiți de opțiunile alese, alții se arată resemnați, fiind nevoiți să accepte specializările rămase disponibile. Am avut acum repartiția mare, am ales specialitatea. Eu personal m-am dus pe pediatrie. Cred că am făcut o alegere bună, sper cel puțin. Asta mi-am și dorit. Ce să zic? Cam atât. Am ales aici să rămân în Iași. Sunt destul de fericită cu opțiunea mea. Cred că toată lumea, de fapt, care a ajuns astăzi e foarte bine. Așa că... De când încep să profesezi? De pe 3 ianuarie, dacă nu mă înșel. Cred că ceva de genul ăsta. Cred că diferă de la spital la spital, dar cred că așa e. Cam așa începe. Cât durează rezidențiatul tău? Rezidențiatul meu durează 5 ani. Și sper să fie bine. Sunt foarte fericită, mi-am dorit chirurgia plastică încă din anul 2 și în sfârșit am luat-o, doamne, sunt atât de fericită. Felicită. Mulțumesc frumos. Cât durează rezidenția tău? 5 ani. Și ți-ai dorit dintotdeauna să... Chirurgia plastică, da, dintotdeauna. De fapt, mi-am dorit chirurgii, nu știam încă, am luat toate chirurgiile din facultate la rând, cred că am vrut și neurochir, am vrut și generală, am vrut absolut orice și plastică din anul 2 și mă bucur că am ales-o. Am ales medicină de laborator, era una dintre opțiunile mele, a fost greu să aleg, mă gândeam între asta și chirurgie cardiacă, care este foarte dificilă și am ales asta pentru că vreau să balansez viața personală cu viața profesională. Nu voiam chirurg, dar... Vreau să fiu și mamă, vreau să fiu și soție, vreau să fiu și prietenă și vreau să pot să fiu prezentă pentru toate aceste lucruri. 4 ani. Alegerea mea a fost una chirurgicală, chirurgie toracică, sondată în urma practicilor îndelungate pe timpul verii. Este un stres pe care nu pot să-l descriu în cuvinte, indiferent că a fost ceva care nu se caută în momentul de față, dar le doresc multă baftă tuturor colegilor și să nu le mai fie frică de chirurgie, pentru că chiar este o oportunitate, mai ales având în vedere robotica care vine din urmă. Deci, da, le urez baftă în continuare și mult, mult succes. Asta ți-ai dorit dintotdeauna? Nu chiar dintotdeauna. Inițial nu aș fi zis niciodată că o să-mi aleg ceva chirurgical. În schimb, în anul al treilea, la finalul anului al treilea de facultate, m-am dus într-o practică la Suceava și acolo am îndrăgostit de chirurgia toracică și tot ce înseamnă patologia aceasta. Cât durează rezidența? 6 ani de zile. Cred că au fost emoții mai mari decât la examenul de rezidențiat, pentru că îți vezi acolo live evoluția și nu prea poți să controlezi chestia asta, dar a fost interesant. O experiență mai hardcore, așa aș spune. Ce ai ales? Gineco-obstetrică. Și ce te-a motivat să alegi acest lucru? Sincer, mi-au plăcut stagiile. Și am mai vorbit cu persoane care fac asta și atunci modul în care vreau eu să tratez această specializare să fie un pic diferit. Un pic mai multă empatie și chestii de genul ăsta. Nu a fost prima alegere, dar câteodată specializarea te alege pe tine și vreau să cred că o să fie așa. Ce ți-ai fi dorit în locul ginecologiei? Diabet. Diabetologie. Cât durează rezidenția tău? 5 ani. Procesul de repartiție se va încheia vineri 29 noiembrie la ora 21, după ce ultimii candidați își vor alege locurile rămase libere. Conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Iași s-a asigurat că întreaga procedură decurge fără probleme tehnice majore și în condițiile prevăzute de lege.